Dacă sperați să rămâneți însărcinată, s-ar putea să vă puneți întrebări despre fertilitatea dumneavoastră și să vă intereseze cum o puteți îmbunătăți. Unii factori ar putea fi dincolo de controlul dumneavoastră, cum ar fi problemele medicale care afectează capacitatea de a concepe, dar și opțiunile de stil de viață pot avea un efect cu impact rău asupra fertilității. Iată ce trebuie să știți pentru a vă îmbunătăți și proteja fertilitatea. Fertilitatea feminină reprezintă capacitatea femeii de a concepe un copil biologic. Fertilitatea feminină poate fi influențată de mai mulți factori. La acestea se referă sindromul ovarelor polichistice, se referă hiperprolactinemia, disfuncțiile glandei tiroide, atât hiper cât și hipofuncția, niște tulburări la nivelul uterului și colului uterin, greutatea, atât supraponderabilitate cât și subponderabilitate, influențează semnificativ, deci, capacitatea de a concepe un copil natural. Și, în ultimul rând, vârsta. Vârsta optimă pentru fertilitate este de 18-25 de ani. La 25 de ani, fertilitatea constituie 87%, la 35 aceasta scade la 70, după 40 fertilitatea ajunge la 50%, din păcate. Dacă vorbim despre diagnostic, niște simptome clare a infertilității nu există. Un cuplu care practică relații sexuale neprotejate timp de un an și mai mult și nu reușește să aibă sarcină, deja trebuie să adreseze specialistului în infertilitate și respectiv va elabora un plan de corecție sau de tratament necesar cuplului. Medicul specialist în infertilitate va recomanda o serie de analize care ar facilita diagnosticul de infertilitate, precum sunt analize ginecologice, hematologice, imunologice, endocrinologice, care vor determina statutul endocrin al pacientului și prezența eventualelor infecții care ar trebui să fie tratate sau sanate înainte de procesul de concepere. Una din cele mai importante analize pentru pacient ar fi determinarea rezervei ovariene. Standardul de aur în diagnosticul infertilității constituie laparoscopie, deoarece în cadrul acestei metode putem să identificăm deci, eventuale patologii la nivelul anexelor uterine, la nivelul uterului și concomitent putem și să le înlăturăm. O metodă pe larg folosită este histerosalpingografia, care facilitează determinarea permeabilității trompelor uterine și nivelul obstrucției. Una din metodele importante de diagnostic în fertilității prezintă ecografia, care ne ajută să apreciem starea sau tulburările la nivelul uterului și anexelor uterine. Chiar dacă în cele mai multe dintre cazuri apariția infertilității este rezultatul unui cumul de factori, astăzi discutăm despre efectul unor afecțiuni nedepistate și netratate la timp. Astfel de lucruri se întâmplă pentru că afecțiunile despre care urmează să vă spunem nu prezintă simptome vizibile. Prin urmare, sunt descoperite târziu, poate chiar în momentul apariției complicațiilor deja lor. Endocervicitele sau inflamațiile colului uterin de cele mai multe ori nu prezintă careva simptome clare. Sunt cauzate în marea majoritate a cazurilor de bolile cu transmitere sexuală. În cazul în care nu se administrează un tratament adecvat, riscul de infertilitate sau de complicații în timpul sarcinii crește. Hipotiroidismul este o afecțiune care afectează glanda tiroidă. Glanda tiroidă fiind un organ care stimulează și induce cu diferite acțiuni pentru formarea altor hormoni, deci respectiv și pentru creșterea organismului, respectiv este foarte, foarte, foarte mult răspunde pentru o fertilitate. Deci cei cu hipotiroidism riscă să facă o infertilitate, dacă nu urmează tratamentul la timp, atunci când este indicat și în dozele cuvenite. Boala celiacă, ce presupune absorpția deficitară a vitaminelor și mineralelor în intestine, afectează calitatea celulelor ce răspund de reproducere. Femeile care suferă de această afecțiune riscă să ajungă la menopauză mult mai repede. Endometrioza afectează fertilitatea prin
mai multe mecanisme. Deci, în primul și în primul rând, produce careva compuși, care blochează primirea acestor elemente care formează productul de concepere. În al doilea rând, afectează mecanic prin formarea unor inflamații și aderențe atât în jurul trompelor falope, deci în jurul anexelor uterine, cât și aderențe între intestine, aderențe cu peritoneul parietal și organic, ceea ce duce la probleme de menajare mecanică a acestor elemente foarte importante, deci ca migrarea foliculului în trompă, ca prinderea foliculului de către trompă, ceea ce poate duce iarăși la o infertilitate cu o cauză destul de frecventă și pronunțată. Insuficiența ovariană prematură apare atunci când ovarele nu mai eliberează ovule înainte de vârsta de 40 de ani. Afecțiunea poate fi genetică, dar poate apărea și ca urmare a unor boli autoimune sau a unor intervenții chirurgicale asupra ovarelor. Se poate manifesta prin transpirații nocturne, dificultăți de concentrare, scăderea libidoului sau menstruații neregulate. Deci, în concluzie, în cazul femeilor care se confruntă cu dificultăți în a deveni mame, problemele fiziologice se combină cu cele psihologice și organice, ceea ce creează de cele mai multe ori un cerc vicios. De aceea îndemn întotdeauna să se apeleze cât mai rapid la un sprijin specializat din partea unui medic în care să aveți cu adevărat încredere.